ajută la Ghiruca! Aici să fără mult. Dacă trec de acest hop, suspensia este foarte importantă. Au reușit să supraviețuiască cele de-a doua săritori. Se îndreaptă spre linia de sosire. Au trecut de tine o lunghie, totul în regulă acolo. Da, totul e ok, la mine e ok. Este porțiunea. Capitan de echipă, Radu Daniel Bucur, ceilalți membri Adriana Osipovu, Mete Cristian Bucur și Alexandru Broiu. Ia să vedem. Felicitări, momentul de glorie. Cel mai tare cocoș a pornit. Îi zboară pulții de numai. Dar rezistă, e cocoșul nostru, cocoșul nostru. Da, se vede clar că și-au clocit proiectul în tunelul de vânt. Suspensia mașinii. Și zboară, porcule, zboară! Zboară! A pornit în viteză! Este un porc dotat cu efecte speciale. A trecut foarte de cea de-a doua rampă, este cea mai rapidă. Sunt poate cei mai drăguți cactuși care s-au născut în România. Sunt niște cactuși care creează pur și simplu de mir în zona juraților. Speră. Dumneavoastră nu-i auziți, dar e și cu text la ei. Au rostit 1, 2, 3. Și acum, moment extraordinar, din momentul artistic. Hey! Poate cel mai complex moment artistic. 3, 2, 1, 5! Oh, a pornit în viteză! Coyotul! Vitezoman! Hai, Coyot! Care prinde arii și care se pregătește de plecare. Oh! De ce e stare un mel atunci când prinde arii? De mult. Și au pornit. Albastrul spune multe despre ei. Este culoarea lor preferată. Le ies ochii în evidență. De primul hop a trecut, prinzează mergul și privindu-l așa mi-aduc aminte că și eu am avut unul, dar a scăpat din super viteză, Sverti. Da, pot să folosească un avantaj dacă scot coarnele. Cred că ajung la linia de sosire. Are roți, de iarnă. A prins în viteză și trece de primul hop. Să vedem dacă mai cade ceva la al doilea hop. N-a căzut nimic, e ok. Berti, dă-te la o parte. Să știi că vine. Superman a plecat, oaia a plecat. Direcția este bună, aproape bună. Să le ducem la prima rampă. A trecut peste prima
Eu ar trebui să știam am mâncat. Și se apropie de Marampă! Ajunge mirosă și la tine imediat. Așa se pare. A pierdut însă din viteză pe final. Spre tine, de toate. Ia să vedem cum stai în starul.